Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe arenaid.ro. Eu sunt Gabi și astăzi voi face o prezentare pentru Honor Magic 6 Pro. Acest clip vine ca o completare pentru review-ul text pe care l-am făcut deja și le găsiți pe site. Vreau să vă povestesc un pic despre acest telefon care, dacă deja ați citit review-ul text, ați văzut acolo că eu l-am declarat că este cel mai bun telefon Android pe care îl poți cumpăra acum. Are un preț foarte bun, costă 6.000 de lei pe eMAG și vine echipat chiar foarte bine cu 12 GB de RAM și 512 GB de stocare. Această culoare interesantă, verde, are și o textură interesantă pe spate, ceea ce pare a fi piele, nu știu sigur dacă este piele, însă se simte foarte bine și are o textură interesantă. Iar această zonă a camerei foto, chiar dacă arată foarte bine, să știți că în realitate poate fi ușor deranjant atunci când țineți telefonul în mână, pentru că aveți tendința de a duce degetul aici pe cameră și tot timpul trebuie să o ștergeți. De asemenea, și raportul de greutate în această zonă, telefonul este mai greu și cumva îți lasă impresia că o să scadă așa din mână. Dar trecând peste toate astea, să știți că designul este unul cât se poate de reușit. Sunt folosite materiale de calitate, este o ramă metalică foarte, foarte bună și încă o chestie, aveți grijă aici când vreți să scoateți setarul pentru SIM, să nu cumva să băgați acul în microfon. Se întâmplă și chestia asta, din păcate. Și încă o chestie interesantă, aici este un infraroșu, nu știu dacă am menționat de el în review-ul text, însă are și o funcție interesantă, poate fi folosit pe post de telecomandă, așa cum se întâmpla pe vremuri, să zic, acum 5, 6, 7 ani chiar, când telefoanele veneau cu jack și cu infraroșu. Revenind la telefon, acesta m-a surprins din mai multe puncte de vedere. În primul rând, camera foto este senzațională. Ecranul, difuzoarele stereo, fantastice, o să vă arăt imediat. Și construcția. Sunt patru aspecte unde acest telefon reușește, din punctul meu de vedere, să se impună și să fie mult, mult mai bun decât concurența. Și haideți să începem cu ecranul. O să mut camera și vreau să vă arăt cât de bun este acest ecran. Însă, înainte de toate, cam așa se vede de la distanță, acest OLED fabricat de BOE în China. Bun, înainte de toate, în pachet o să găsiți doar acest cablu USB-C, pentru că în proasta tradiție a tuturor producătorilor, încărcătorul nu mai are loc în pachet și este mai bine să ne cumpărăm noi singuri un încărcător. Cum spuneam, doar cheița pentru SIM, un cablu și atât găsim un pachet, deși acest telefon suportă o încărcare foarte puternică și este păcat că nu este oferit în pachet și încărcătorul. Cum spuneam, vom începe să discutăm despre ecran. Este un OLED făcut de BOE. Este un OLED la 120 Hz, de 6,8 inci. Un OLED de foarte bună calitate, ușor curbat pe margine. Da? Nu știu dacă aș putea să trec acest aspect ca minus, pentru că inclusiv Samsung, cei care au dat moda ecranurilor curbate acum aproape 10 ani, dacă țin bine minte, au renunțat să mai ofere astfel de ecrane. Mai sunt câțiva producători care fac chestia asta, special ca să ne ia ochii, probabil, însă, real vorbind, acest ecran curbat nu te ajută cu nimic și chiar poate fi ușor deranjant. Dar trecând peste asta, ecranul pe care îl avem noi aici este un ecran foarte luminos, foarte bun, și oferă niște culori senzaționale, credeți-mă pe cuvânt, chiar dacă pe cameră acest lucru nu se vede. Dacă aveți ocazia să vedeți acest telefon într-un magazin, undeva, să-l testați, veți observa că ecranul este fix ce trebuie. O caracteristică interesantă a acestui ecran este sticla de protecție Jurino, despre care eu nu am auzit până în acest moment. Este vinând o protecție, este o sticlă făcută în China. Honor a obișnuit, de când s-au înființat ei,
să apeleze la producători locali. Am observat chestia asta încă de la primele modele. Și cam atât pe partea de ecran. Da, este surprinzător de bun și luminozitatea foarte ridicată te ajută chiar și când afară este un soare puternic, cum este astăzi, să vezi totul foarte clar, să nu ai probleme. Și avem și Always On Display. Legat de camera foto, Honor Magic 6 Pro vine cu 3 camere, dintre care una periscop, aceasta de 180 de megapixeli și 2 senzori de 50 de megapixeli. Honor se laudă cu un zoom total de 100x, însă este zoomul digital și, realist vorbind, nimeni nu va putea face poze la 100x. Nimeni niciodată, pentru că calitatea lasă mult de dorit și undeva până la 20x puteți să scoateți niște cadre bune. Eu am făcut câteva fotografii cu acest Honor săptămâna trecută, când în București a fost o vreme excelentă. Vi le voi arăta imediat. Telefonul vine cu modurile clasice de fotografiere. Aveți inclusiv un mod pro și aici la mor găsiți câteva alte funcții și moduri, să spunem, interesante, însă lumea nu prea le va folosi. Cel mai mult se va folosi acest mod simplu foto și video. Și aici pe foto puteți vedea că avem ultra-wide-ul de 0.5, normal 1x, 2.5x și 5x maxim, însă dacă ținem apăsat ne putem duce cu zoomul până la 100x. Dar, repet, este inutil. Bun, pozele, sincer, sunt absolut fantastice. Eu voi pune acum pe fundal să ruleze câteva cadre făcute de mine săptămâna trecută și chiar niște clipuri video. Însă ce m-a surprins pe mine cel mai mult este calitatea pozelor atunci când fotografiez cu zoom peste acel 5x. Undeva până la 20x poți să faci poze foarte reușite, iar această poză este făcută cu un zoom de peste 10x și uitați cât de clar se vede. Chiar și atunci când faci zoom pe poză este absolut fantastic. Îmi place că oferă culori naturale, nu suprasaturează absolut nimic, iar contrastul este unul cât se poate de clar și uneori chiar puternic și delimitează foarte bine umbrele. HDR-ul lucrează impecabil și uitați, de exemplu, în poza aceasta cu soarele care bate din față, da? Cât de bine se poate vedea. Încă un exemplu este zoomul foarte bun al telefonului, dar, repet, până la o anumită limită, 100x consider că este pur marketing. De exemplu, acest aer condiționat este o poză făcută cu 50x, dacă nu greșesc. Ok, nu putem vedea exact ce scrie acolo, detaliile aproape că nu există, de fapt nu există, însă ne dăm seama că este un aparat de aer condiționat. Dar ca să vă faceți o idee de unde este făcută poza, cadrul inițial era acesta, iar aerul condiționat este aici. Da? Aici. Pe acesta l-am pozat. Asta este poza făcută la 1x. Da? Și asta este poza făcută la 50x, dacă nu greșesc eu. Vor rula și alte poze acum pe fundal. Încă un exemplu. Acest frigider cu Pepsi, da? Se poate vedea că scrie clar Pepsi acolo. Este acest frigider de aici. Eu cred că este mai mult decât suficient și pentru un utilizator normal care dorește un telefon cu o cameră foto excelentă, acest Honor Magic este nu un telefon ideal, este telefonul perfect. Este un telefon senzațional la capitolul cameră foto. M-a surprins din toate punctele de vedere, de la declanșare până la interfață, până la calitatea pozelor, până la felul în care obții un zoom simplu și bun până la o anumită limită, pozele chiar sunt foarte, foarte reușite. Vă spuneam și de difuzoare că acest telefon oferă un sunet foarte puternic. Avem aici un difuzor, da?
Știți că înainte se obișnuia amplasarea lui în această zonă, însă acum se montează aici și încă unul aici. Deci sunt stereo și nu exagerez când spun că acest telefon se aude mai tare și mai clar decât multe laptopuri accesibile din acest moment din piață. Și să vă fac și o demonstrație. Ok, acest difuzor se aude un pic mai încet decât acesta. Este clar că acesta este cel principal și cel de sus este folosit probabil pentru sunetele mai ascuțite, sunetele înalte de acest gen. Basul vine de aici, se aude foarte clar. Volumul este surprinzător de ridicat și deși se aude foarte tare, mai tare decât laptopul meu de la muncă, nu pierde din calitate. Totul se aude foarte clar, surprinzător de bun la acest capitol. Și sunt sigur că o să vă impresionați prietenii dacă puneți muzică de pe acest telefon. Haideți să vă arăt așa și un pic din interfață. Honor Magic 6 Pro vine cu o interfață foarte bine gândită din punctul meu de vedere și plăcută. Avem aici, după cum se poate vedea, n-a scăpat nici Honor de AI-ul care ne-a mâncat zilele în 2024. Aici vor apărea aplicațiile considerate de telefon mai des accesate. Nu știu, cum considerez că ai umblat-o prin telefon, îți vor apărea aici câteva recomandări. Aici sunt aplicațiile oferite de Honor. Avem o aplicație pentru teme nici mai interesat, o aplicație pentru sănătate, galeria foto, foarte bine structurată, însă sunt sigur că se putea organiza un pic mai bine unele aspecte pe aici. Avem setările, calendar, ceas și așa mai departe. Avem și un magazin de la Honor pe care nu l-am încercat și nici nu vreau să-l încerc. Vine cu Netflix preinstalat, Facebook preinstalat, Booking preinstalat și TikTok preinstalat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că Netflix, Facebook, Booking și TikTok au plătit pentru a avea aplicațiile preinstalate. În mod normal, acest artificiu îl vedem pe telefoanele accesibile acolo unde avem foarte mult bloatware, pentru că ne spun producătorii în acele cazuri, plătind, cumpărând spațiul de stocare pe telefon, ei pot să ne ofere nou un telefon mai accesibil. Însă la 6.000 de lei cât costă acest telefon, nu cred că se pune vorba de preț. Pur și simplu sunt aplicațiile aici, le puteți șterge fără probleme, țineți apăsat, un install și a scăpat de ele. Dar cam asta este tactica folosită de foarte mulți producători. Eu am instalat câteva benchmark-uri, am spus-o și mai repet, mie mi se par inutile aceste benchmark-uri pentru că nu reflectă deloc realitatea, nu că nu reflectă deloc, reflectă undeva pe jumătate din capacitățile telefonului. În Geekbench 6 aflăm câteva detalii despre CPU și GPU, dar vă arăt imediat și rezultatul. Avem mai de 64 unde putem afla câteva informații despre telefon.
Trec așa rapid prin ele ca să vedeți. Procesor, avem un Snapdragon 8 Gen 3 pe 4 nanometri. Un procesor foarte, foarte puternic. Despre display aflăm aici că avem 1280x2800 de pixel de rezoluție, 456 dpi. Este un ecran, v-am spus, făcut de boie, foarte, foarte bun. Și bateria, avem o unitate de 5600 mAh, care se încarcă, dacă țin bine minte, la 80W pe cablu și 64W wireless. Sper că ne-am greșit informația. În PC Mark, da, aparent se pare că nu mi-a salvat aici rezultatele, trebuie să intru în galerie și vă arăt imediat. Avem aici scorul din PC Mark, 17613 puncte. Aici în Geekbench 995 de puncte, Geekbench 6, da, vă puteți face voi o părere legat de acest aspect. Avem și un Speedest unde am scos 580 de megabits pe secundă download, 281 de megabits pe secundă download pe o rețea Wi-Fi 6, însă trebuie să știți că telefonul este cu modul Wi-Fi 7, deci este pregătit pentru viitoarele rutere performante. Cam atât despre interfață, acesta este meniul și toate aplicațiile telefonului. În setări vreau să vă mai arăt ceva foarte interesant. Mi-am adus aminte de, cred că primul sau al doilea telefon pe care eu l-am testat a fost un Note 3 și haideți să vă arăt despre ce este vorba. Aici, la Assistant, este un asistent AI de la Honor. Însă nu o să insist foarte mult pe el, însă haideți să vă arăt aici. Dacă mai țineți minte, aceste funcții le-am văzut pentru prima dată pe Note 3, cred că se întâmpla în 2014 sau 2013. Da? Deci putem să facem scroll exact cum ne arată aici în imagine, putem să facem un screenshot dacă facem așa. Și aparent, nu vrea să funcționeze acum. Ciudat. Air control, cred că vi l-am arătat, da? Airbag, același lucru, da? De la 20-40 de centimetri distanță de ecran, toarceți palma și va da înapoi. Sunt niște funcții, n-aș vrea să le numesc inutile, aș vrea să le numesc interesante. Aici în față vedeți că avem un mini notch unde sunt integrate cele două, de fapt este o cameră foto, un senzor infraroșu și nu-mi dau eu seama acum, dar cred că mai este un senzor acolo pentru gesturi, pentru mișcare, clasic pentru telefon Android. Avem și câteva funcții AI. Da, de la Honor. Vedeți, eu nu aș putea numi așa ceva AI, da, de exemplu, funcția asta este standard pe multe telefoane de mulți ani de zile și nu a fost denumită inteligență artificială, însă marketingul lucrează. Bun, asta am vrut să vă arăt, asta mi s-a părut interesant. Magic OS 8.0. Trec așa rapid printre meniuri, ca să vă faceți o idee despre ce oferă acest telefon. Stocarea, v-am spus, 512 giga, fiind un telefon de test, nu l-am umplut cu nimic pentru că nu am de ce. Da, alte setări. Este un meniu tipic de Android. Dacă aveți un Android, nu știu ce v-ar putea surprinde la acest meniu. Foarte customizabil, puteți să vă alegeți fonturi, iconuri, teme, da, sunt funcții absolut simple de bază pe care le are oricine pe telefonul Android. Cam atât cu Honor Magic 6 Pro. Cum vă spuneam, acesta este un clip video venit ca o completare pentru review-ul text. Nu consider că ce am făcut eu acum este un review video. Am vrut așa să vă arăt un pic telefonul și să văd dacă mai știu să filmez. Honor Magic 6 Pro m-a surprins. Este un telefon foarte bun. Eu, dacă n-aș fi fost în tabăra Apple, aș fi cumpărat acest Honor. Recunosc, l-aș fi cumpărat.
Îmi place camera foto foarte mult. Îmi place ecranul. Construcția așa și așa, în sensul că deși materialele sunt foarte bune și arată bine, dați-vă un pic, arată senzațional. Mie nu-mi place chestia asta, că trebuie să pui degetul aici pe cameră și când vrei să faci o poză, deblochezi telefonul, intri în cameră, observi că camera este murdară, închizi, trebuie să ștergi camera și să îți aduci aminte să nu mai pui degetul acolo. Da. Asta este problema din punctul meu de vedere la capitolul design. Însă asta nu înseamnă că ele arată urât, nu este făcut bine sau mai știu eu ce astfel de probleme. Din contră, este un telefon premium, se simte foarte bine, dar da, are mica asta problemă. Ce să vă mai spun? Costă 6.000 de lei pe eMag, într-o echipare foarte bună cu 512 GB de stocare și 12 GB RAM. Avem camere de 50 de megapixeli și una cu senzor periscop de 180 de megapixeli. Da, eu zic că este mai mult decât suficient. Avem o baterie de 5600 mAh care oferă destul de multe ore de utilizare. Real vorbind, cam orice telefon pe care îl cumpărați, seara oricum veniți să-l băgați la priză. Deci, na, cam o zi și un pic ține bateria la acest telefon. Difuzoarele la fel spectaculoase, mie mi-a plăcut foarte mult cum se aude acest telefon. Ce să vă mai spun? Sunt curios cum se va comporta în timp, pentru că știm că telefoanele cu Android tind peste ceva timp să aibă lag. Sper să nu mai fie cazul în prezent. Nu știu în acest moment când filmez câți ani de update-uri va primi acest Honor Magic 6 Pro. Probabil că 2 sau 3 ani de sistem de operare și încă câțiva ani de securitate, dar această informație o voi trece în review-ul text ca să nu avem probleme. Și cam atât. Sper că v-a plăcut acest telefon. Eu nu încerc să vă conving să cumpărați sau nu. Eu mi-am făcut datoria de a-l prezenta și decizia este la voi. Repet, mie mi-a plăcut. Eu l-aș cumpăra pentru mine dacă aș fi în tabăra Android și îl consider cel mai bun telefon Android în acest moment din piață și consider că are cea mai bună cameră foto din sfera Android în acest moment.